În seara aceasta, aici la Emanuel, în ziua de astăzi, pentru dumneavoastră care ne urmăriți pe internet, cuvântul Domnului este din Exod, capitolul 20, versetul 17. Este cea de-a 10-a poruncă din Decalog, din legea lui Dumnezeu pentru Israel, și aceasta sună în felul următor. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Așa cum am auzit în această perioadă de timp, de câteva luni, de când am început, Dumnezeu a rânduit pentru Israel 613 porunci. Însă, pentru omul obișnuit, decalogul sau cele 10 porunci sunt învățătura de căpătâi care privește moralitatea omului lui Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu, relația cu semenul nostru și relația cu mine însumi. Până acum, toate cele 9 porunci au evidențiat un aspect în principiu exterior al relației noastre cu Domnul și al relației noastre cu semenul nostru. De data aceasta, cea de-a 10-a poruncă și ultima este porunca care vorbește despre trăirea noastră lăuntrică. Deci este vorba de relația noastră cu noi înșine. Când Dumnezeu a dat această poruncă și a spus să nu poftești, și acolo include soția semenului tău, bineînțeles nici fiica semenului tău, nici servitoarea semenului tău, nici servitorul, nici proprietatea semenului tău, nici casa semenului tău, Dumnezeu a avut în vedere trăirea noastră lăuntrică. Pentru că a pofti însemnează a avea probleme, în primul și în primul rând, în interiorul nostru, în inima noastră, în sufletul nostru, în duhul nostru. De fapt, să nu poftești, frați și surori, doamnelor și domnilor, este porunca care ne vorbește despre apariția păcatului în cosmos, în univers, și despre apariția păcatului în omenire. Când diavolul Lucifer, care era un heruvim cu o poziție extrem de înaltă, era mare preot în împărăția lui Dumnezeu, era ocrotitorul tronului lui Dumnezeu. Dacă cineva întreabă, dar de ce era nevoie de ocrotitor când tot era ok? Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut, le-a făcut în baza precunoașterii lui. Și în baza acestei precunoașteri, Dumnezeu a văzut mersul lumii îngerilor, rebeliunea care va urma să vină, și mersul lumii omului, rebeliunea, neascultarea omului. De aceea, Lucifer a fost desemnat în poziția cea mai înaltă. Era cel ce ocrotea tronul lui Dumnezeu. Și pentru că suntem la această poruncă, a 10-a, ultima, să nu poftești, aceasta este porunca cea mai gravă
care a făcut cele mai mari pagube în univers și între oameni. Lucifer a poftit, a dorit să ajungă în locul lui Dumnezeu. De aceea, după cum voi mai menționa pe parcursul seminarului de astăzi, Lucifer și-a zis, mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu, în parte de miază noaptea Universului. Suntem în Isaia 14. Mă voi sui deasupra norilor, voi fi deasupra tuturor îngerilor, voi fi ca cel prea înalt. A poftit locul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a introdus păcatul în cosmos, lucrul acesta a adus păcatul în omenire. Pentru că într-o zi, după ce Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva, strămoșii noștri, Lucifer a venit la ei, deghizat, printr-un șarpe, și a zis, ascultați-mă voi pe mine, dacă mâncați din pomul acela din care Dumnezeu v-a zis să nu mâncați, vă spun eu, o să fiți ca Dumnezeu. Și Adam și Eva au poftit să ajungă ca și Dumnezeu. Și au ajuns o ruină, cum suntem noi astăzi. Sau, dacă vreți mai clar, cum este lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu. Deci, este păcatul care a ruinat cosmosul. Este păcatul care a ruinat lumea îngerilor. Este păcatul care a ruinat lumea noastră, a oamenilor. Să nu poftești. Adică să ai, să poftești să ai ce nu ți aparține, ce nu este al tău, ce nu este pentru tine, ce nu este al meu, ce nu este pentru mine. Seminarul de astăzi se intitulează simplu, deci cea de 10-a poruncă, să nu poftim. Să nu poftim. Este Exod 20:17. Ne vom uita în principiu la trei lucruri, dar sigur că ne vom uita și la alte aspecte laterale care să definească pentru noi esența acestei porunci, greutatea ei și responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu din această perspectivă a poftei firii pământești. Și primul lucru la care ne uităm este cauza poftirii, cauza lăcomiei, pentru că poftirea aceasta despre care vorbim este o lăcomie, o dorință nepermisă, dumnezeiește, după lucruri care nu ne aparțin. Un om poftește pentru că este păcătos. Odată ce am păcătuit, omul a rămas continuu în această stare de poftă, neîmplinită. Omul vrea să fie ca Dumnezeu. De aceea vorbim în toate culturile poporului despre tinerețe fără bătrânețe, viață fără de moarte. Omul dorește să ajungă să trăiască etern. Ceea ce nu se va întâmpla niciodată în realizarea omului. Pentru că cel ce are secretul eternității este unul singur, este Dumnezeu. Nici diavolul, Lucifer, nu are secretul eternității. El are secretul longevității, dar nu al eternității. De aceea, prin înțelepciunea cu care diavolul va influența oamenii de știință, aceștia vor putea să descopere lucruri care să prelungească viața omului, dar nu să o facă viață eternă. Vor influența descoperiri
care sunt departe de imaginația noastră la ora actuală, pentru că Lucifer a fost suma perfecțiunii între îngeri. Când este suma perfecțiunii între îngeri, însemnează că el poseda o înțelepciune pe care nimeni din cosmos afară de el n-a avut-o, dacă citiți cu atenție Ezechiel 28. Și din această înțelepciune, ca să câștige cât mai mulți oameni de partea lui și să-i ruineze, să nu ajungă în eternitatea cu Dumnezeu, Lucifer va împărtăși cu oamenii, cu savanții, cu cercetătorii militari, cu cercetătorii de știință, din înțelepciunea lui, din descoperirile lui, din ceea ce el pricepe. Și nu este un cuvânt științifico-fantastic, nici un cuvânt de conspirațiune, dacă vă spun că multe din descoperirile științifice de care beneficiem, vreau să vă spun că sunt rezultat al intervenției lui Lucifer și a demonilor în afacerile oamenilor. Din ceea ce el a cunoscut, a descoperit oamenilor, și lucrul acesta s-a întâmplat cel mai des în lumea militară, în laboratoarele de știință, oameni care au cochetat cu diavolul, care au cochetat cu lumea extraterestră sfidând pe Dumnezeu. Și oamenii aceștia au putut să aibă parte de descoperiri care nu sunt la îndemâna oricui, sigur că sunt revelații din partea celui rău, bunoară, care să ajute omenirea și să încurajeze omenirea să-L sfideze pe Dumnezeu, să creadă că se poate descurca fără de Dumnezeu. Și de aceea vreau să vă spun, la ora actuală, de exemplu, suntem într-o competiție de pregătire a venirii a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus că vremurile din urmă vor fi ca vremurile lui Noe. Nu, vremurile lui Noe au fost vremuri în care intervenția celui rău în afacerile oamenilor a fost atât de amplă, încât Biblia spune în Geneza 6 că orice făptură își stricase calea. Cu alte cuvinte, natura umană a fost denaturată datorită unei intervenții științifice și demonice în viața oamenilor. Lucrul acesta se repetă și astăzi în laboratoarele militare, în laboratoarele de știință ale omenirii. Nu se comunică pentru noi lumea de afară, ceea ce eu vă spun acum, sunt eforturi uriașe în această direcție, să se cloneze oameni, să se facă făpturi umane născute pe o cale nenaturală, în care, vă spun din cuvântul Domnului, în vremurile acestea din urmă, într-o zi, Satana va primi permisiune din partea lui Dumnezeu, îi se va da cheia adâncului să o deschidă, și când va deschide cheia adâncului, de acolo din adânc unde sunt pedepsiți pentru totdeauna ghiborims, adică urieșii, duhurile lor care au murit în timpul lui Noe, ca niște lăcuste, așa spune Sfânta Scriptură în Apocalips, să invadeze pământul, și pentru că sunt făpturi care caută să se întrupeze, făpturile acestea create în laboratoare și create bunoară științific și militar vor fi umplute de aceste duhuri venite din adânc, și lumea va arăta ciudat. Oamenii vor avea puteri supranaturale, vor sfida pe Dumnezeu și se vor înrola cu Anticrist să persecute pe cei care vor îndrăzni încă să mai creadă în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Aceasta este ceea ce Iisus Hristos spune, că în vremurile din urmă vor fi ca în vremurile lui Noe. Lumea va fi pervertită din nou genetic prin această combinație
dintre om și demonism. Cauza, deci în primul rând, care este cauza poftei, cauza lăcomiei? Să nu poftești. Ori sunt două cauze în principiu. Prima este o dorință nenaturală de a avea ce nu ți aparține. Când Biblia spune să nu poftești casa semenului tău, soția semenului tău și bunurile semenului tău. Prin aceasta spune că a pofti, aceasta este o dorință nenaturală. Să ai, să am ce nu mi-aparține, ce nu ți aparține. Și sigur că dorința aceasta vine din cel rău. Când Lucifer, desăvârșirea îngerilor, a zis, vreau să iau poziția lui Dumnezeu, el a dorit să aibă ce nu-i aparținea lui. Și nu-i aparținea lui să fie în locul lui Dumnezeu, pentru că nu putea să fie în locul lui Dumnezeu. Dar această dorință el a pus-o în Adam și Eva și a zis, în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Și când Adam și Eva a crezut această minciună, această înșelăciune, a mâncat, s-a rebeliat împotriva lui Dumnezeu și în felul acesta, din ziua aceea înainte, în fiecare om care se naște sub soare, există această dorință nenaturală de a intra în posesia lucrurilor care nu ți aparțin, care sunt asemenului tău. Observați dumneavoastră lucrul acesta încă din copii. Dacă copilul dumneavoastră are, spunem așa, absolut tot ce-i trebuie, toate jucăriile, toate bunurile, tot ce-i trebuie, și vede un alt copil care are altceva, copilului tău care are tot ce-i trebuie, îi va trebui să aibă ce are copilul celălalt. Pentru că sămânța aceasta de păcat în el îl face să dorească ce nu-i aparține. Deci, cauza fundamentală a lăcomiei, a poftei, este dorința nenaturală de a ne însoți lucrurile care nu ne aparțin. Și a doua cauză este dorința nenaturală de a nu fi satisfăcut cu nimic. Un om sărac, de exemplu, nu este satisfăcut de starea lui de sărăcie. Ar vrea să aibă mai mult, să iasă din sărăcie. Și noi spunem, este natural lucrul acesta, nu este împotriva lui Dumnezeu. Dar căile prin care de multe ori vrea să ajungă să obțină ce nu-i aparține, sunt căi nenaturale, imorale, nedrepte. Însă, un om bogat, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este cu nimic mai presus de un om sărac. Un om bogat trăiește același chin, vrea să aibă mai mult decât altul, mai bogat decât el. Asta este un fapt care merge înainte mereu. Și atunci, dacă această poruncă este călcată, cel de-al doilea lucru pe care putem să-l observăm din Scriptură este că dacă descoperim bine cauza răului, cauza poftei, a lăcomiei, și încă o dată, această cauză este o dorință nenaturală de a avea ce nu ți aparține și este o dorință nenaturală de a nu fi satisfăcut niciodată,
Totdeauna îți trebuie ceva mai mult, mai bun, mai bine, bună oară, mai bine în termeni omenești. Mai mult și mai bun omenește nu însemnează mai mult și mai bun în termeni dumnezeiești. Urmează cel de-al doilea aspect. Cum privește Dumnezeu lucrul acesta? Călcarea acestei porunci, Dumnezeu o privește ca și pe un blestem. De ce? Datorită caracterului acestei dorințe nenaturale. Dacă eu vreau să posed ce are semenul meu, aceasta vorbește despre un caracter căzut, un caracter imoral. Dacă eu doresc să am ce are semenul meu, acesta este un atac asupra tronului lui Dumnezeu, pe de altă parte, din partea mea. De ce? Pentru că în starea în care ne găsim acum, pe fiecare Dumnezeu ne-a rânduit să fim într-o poziție diferită de semenul nostru. Ori, când eu doresc poziția semenului meu, de aia este atât rău în lume, că oamenii vor să ocupe poziția celuilalt. Dacă cineva este bogat, vreau să fiu eu în poziția lui. Dacă cineva este președinte, vreau să fiu eu în poziția lui. Dacă cineva e păstor, vreau să fiu eu în poziția lui. Asta este un afront la tronul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a văzut încă o dată din ziua când Lucifer a zis: mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu și voi fi ca cel prea înalt, să fiu eu în locul lui Dumnezeu. Deci este un afront asupra tronului lui Dumnezeu. Dacă vrem să înțelegem bine porunca aceasta, trebuie să ne gândim la implicațiile ei. De aceea, în al treilea rând, să ne uităm la păcatele poftei firii. Și sunt multe. Am să vă enumer dintre ele 8. Păcatele poftei, al lăcomiei. Primul păcat pe care îl voi enumera este auto-înălțare. Este exact ceea ce a făcut Lucifer. Isaia 14 cu 12 la 14 este exact ce a făcut Adam și Eva când a crezut pe Lucifer, pe Satana, pe șarpe, care le-a zis: veți fi ca cel prea înalt. Deci când Biblia spune să nu poftești ce are semenul tău, acesta este un păcat al înălțării, al egoismului. Dar de ce el și nu eu? Cam așa sunt. De ce el și nu eu? Mă voi sui pe muntele lui Dumnezeu. Voi fi ca cel prea înalt. Asta înseamnă că toată lumea trebuie să-mi aducă mie închinare, să mă laude pe mine, să vorbească de mine, nu de semenul meu. Este auto-înălțare. Al doilea păcat al poftei, pe lângă auto-înălțare, este idolatrie. Coloseni 3 cu 5, dacă puteți spune pe ecran ca să citim versetul acesta, este idolatrie. Cum? Pofta este idolatrie? Da, este idolatrie, așa spune Sfântul Apostol Pavel. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia. Deci de două ori spune poftarea, dorința rea și lăcomia, care este? Ce este? O închinare la idoli. Deci trebuie să fim atenți.
cauzele și păcatele pe care le provoacă pofta firii, lăcomia noastră, autoînălțare, idolatrie. Și Biblia spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Deci iată că prin această încălcare de poruncă atentăm la porunca pe care Dumnezeu a dat-o în decalog, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. 3. Pofta firii pământești și pofta nestăpânită în general și în lumea îngerilor conduce la mândrie și la mândria poziției înalte. Matei 23 cu 5 la 7, dacă puteți spune. Iisus Hristos acest lucru îl mostra mereu printre farisei și cărturari. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Să fie văzuți de oameni. Este poziție. La oamenii la care le place poziția. Și deși nu sunt calificați pentru poziție, dau din cote. Calcă în picioare, cum zice românul, trec peste cadavre, numai ca să ocupe poziție. Și dacă în biserică fac lucrul acesta, oamenii aceștia care se ridică la amvoane sau conduc, sunt un dezastru. Ce te poate învăța un om din acesta? Ce te poate învăța un om din acesta? Asta critica Iisus și prin aceasta a intrat în conflict cu farisei și cu cărturare care asta doreau, poziție. 4. Pofta firii nestăpânită, lăcomia, duce la materialism, care este împotriva legii lui Dumnezeu, când materialismul este o dorință care ne urmărește continuu. 1 Timotei 6 cu 6 la 11, 17 la 19, când spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor. Deci banul în sine nu este rău, dar dacă cineva nu vede altceva decât bani, bani peste bani, și nu vede pe sărac să împartă din banul lui cu săracul, și nu vede misiunea să împartă din banul lui cu misiunea creștină, și nu vede educația creștină, și nu vede nevoia lucrării lui Dumnezeu, ființa aceasta, omul acesta, persoana aceasta, are ca Dumnezeu materialismul. Este victimă înșelăciunii celui rău, care îi spune, dacă ai mai mult, ești mai puternic. Nu ești mai puternic. Poți fi mai idiot eventual, dar mai puternic nu ești. 5. Pofta firii, lăcomia, dorința de a avea și a face tot ce stă în putere să obții ce nu ți aparține, conduce la tragedie în viață. Uitați-vă la Acan, Iosua 7 cu 21, dacă puteți spune pe ecran, sper că este versetul potrivit, dar sigur că este în Iosua capitolul 7, istoria lui Acan, acolo sunt câteva cuvinte pe care Acan le spune. Uitați, am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sticle de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sticle. Am văzut, următorul pas este, le-am poftit, următorul pas, le-am luat, următorul pas, le-am ascuns. Am văzut, am poftit, le-am luat și le-am ascuns. Și ce a adus lucrul acesta?
Ce a adus? Tragedie. Acan și casa lui care a știut, pentru că Dumnezeu nu pedepsește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Din moment ce Biblia spune că toată casa lui a perit împreună cu el, înseamnă că cei din familia lui au fost de acord cu ce a făcut Acan. A zis, gata, de aici încolo trăim bine. Tată, socrule, bunicule, whatever, oricine ești, suntem de acord cu tine. Ai făcut o treabă bună. Bine că ai văzut. Bine că ai ascuns. Măcar că porunca lui Dumnezeu a fost aceasta. Să nu luați nimic să fie ars totul și dat distrugerii. A adus tragedie. 6. Pofta firii pământești, dorința de a avea ce nu ți aparține, conduce la crimă. Vezi Ahab și Nabot, 1 Împărați, capitolul 21. Ahab a poftit via lui Nabot. Și ca să poată să o obțină, a inventat o minciună. Și mai ales o minciună religioasă care prinde. Pentru că pe oameni îi poți cumpăra. În lumea noastră contemporană, de exemplu, este o organizație numită creștină care nu consumă Coca-Cola, nu bea cafea. Și la lumea de afară face apel. Domnule, cât de strict sunt aceștia. Nici Coca-Cola nu beau. Nici cafea măcar. Da, dar poți să-și iei 3-4 neveste și poți să facă alte lucruri. Asta nu mai văd. Pentru că o minciună și o fabricație religioasă face apel la firea pământească. Oh, ce sfinți sunt ăștia! Cât de strict sunt ăștia! Dar dacă oamenii s-ar întoarce la cuvântul lui Dumnezeu, s-ar lumina și ar înțelege ce însemnează. Legea spunea, fă și vei trăi. Harul lui Dumnezeu, frașii și surori, Doamnelor și Domnilor, spune, trăiește cu Domnul și fă ce trăiești. Deci arată că trăiești, făcând ce trăiești. Nu fă ca să poți trăi, ci trăiește ca să poți să faci ce este bine. 7. Pofta conduce la minciună și înșelătorie. Uitați-vă la Gehazi în relație cu Naaman, 2 Împărați, capitolul 5. Ce a zis Gehazi? Am ocazia să pun mâna pe aur, pe argint, pe haine scumpe. Și s-a dus la Naaman și a zis, știi, stăpânul meu, a zis el că nu, dar na, tot ne trebuie ceva, că doar e vreme de criză. Și pofta a inventat minciună, a inventat înșelătorie, iar rezultatul a fost binecuvântare? Pedeapsă. Pedeapsă. Și apoi cel de-al 8-lea aspect este acesta. Pofta, lăcomia, conduce la imoralitate. Cazul cel mai tipic în Scriptură este David și Batșeba. Era împărat, avea tot ce-i trebuia, dar s-a rezemat pe puterea lui împărătească uitând de faptul că Dumnezeu l-a ridicat de la turma de oi. Era un țăran, era cioban. Și Dumnezeu l-a făcut împărat. Și acum
încântat, înfumurat de poziție de împărat. A zis, cine mă poate judeca pe mine dacă poftesc femeia unui general de-al meu? Și a comis imoralitate. A rămas David nepedepsit cu toată poziția lui? N-a rămas nepedepsit. Deci nimeni să nu se înșele, niciunul să nu ne înșelăm. Că dacă suntem bună oră cineva ridicați de Domnul, Dumnezeu trece peste păcatul nostru și ne lasă să ne facem de cap, să facem ce vrem. Nu se poate. Nu se poate. Patru. Cum lucrează pofta firii? Ce se întâmplă cu noi? Cum se întâmplă de călcăm porunca aceasta? Pentru că trebuie să specific aici, ce probabil că n-am specificat până la ora aceasta de când am început studiul. În Vechiul Testament Dumnezeu a dat 10 porunci. A dat 613, dar în principiu sunt 10 porunci, decalogul. În Noul Testament, în legea Duhului de viață, în legea lui Hristos, sunt doar 2 porunci. 2. Care sunt acestea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Și a 2, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acestea sunt poruncile în Noul Testament. Pentru că dacă iubim pe Domnul Dumnezeu, nu furăm, nu ne apucăm de hoții, ne apucăm de curvii, ne apucăm de înșelătorie, ne apucăm să poftim ce nu ne aparține. Cum lucrează pofta firii ca să știm să ne păzim? Este ciudat că Iacob ne explică și spune, pofta firii pământești, frații mei, știți cum lucrează? Ca nașterea în lumea animală și în lumea umană. Ca nașterea. Iacob 1 cu 13 la 15. Prima dată este ispită. Lucru care nu este al tău apare în fața ta. Măi, asta miroase mai bine. Cred că mărul ăsta ar fi mai gustos decât mărul meu. Tânărul acesta arată mai frumos decât tânărul cu care m-am căsătorit. Femeia aceasta este mai frumoasă. Casa aceasta este mai bună. Este ispita. Următorul pas este sămânța cuvântului celui rău. Cel rău vine și zice, ai văzut? Tu ai putea să ai ceva mai bun, mai pe măsura ta, mai pe gustul tău. Pentru că îl imită pe Domnul, care ți-a pus cuvântul, adevărul în minte și în inimă să nu păcătuiești, să nu păcătuim. Odată ce ți-a pus cuvântul acesta în inimă, următorul pas este pofta firii. Deja începi să poftești, începi să salivezi, să zici, ar fi bun de mine, mi s-ar potrivi. Oare cum ar fi dacă? Începi să raționezi, pentru că cel următorul pas este, îți faci un plan. Un plan cum să păcătuiești, cum să intri în posesia lucrurilor care nu-ți aparține. Și după ce ai făcut planul, urmează fapta propriu-zisă. Fapta aceasta ca și la procesul de naștere umană aduce concepție. Și după ce ai săvârșit fapta, știi care este următorul pas? Următorul pas este moartea. Este rușine. Este dispreț.
este cădere de la fața lui Dumnezeu. Iacob 1, 14 la 15. De ce? Pentru următoarele aspecte. Pofta firii pământești, lăcomia din noi, pe care ne-a însuflat-o diavolul ca pe o sămânță rea, ca să încolțească mereu în sufletul nostru și în duhul nostru. Este un război continuu între părțile trupului. Iacob 4, cu versetul 1 și cu versetul 3. Zice, mădularele voastre se războiesc între ele. Gura zice, cred că gustă bine. Stomacul zice, mi-ar prinde bine. Firea zice, cine mă vede? Deci e un război între diferitele mădulare ale trupului. Apoi este un război împotriva sufletului. 1 Petru 2 cu 11, partea finală, dacă puteți spune. Spune Apostolul Petru să ne purtăm aici pe pământ ca niște străini și călători, dar spune, și să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu cine? Cu sufletul vostru. Porunca aceasta este să avem grijă de suflet, pentru că pofta firii, să nu poftești, este un război împotriva sufletului tău, a eternității tale. Și în final, pofta firii nu este numai un război împotriva diferitelor mădulare. Mi-ar plăcea gustul ăsta. Mi-ar plăcea băiatul ăsta, mi-ar plăcea femeia aceasta, mi-ar plăcea fructul acesta, mi-ar plăcea mașina aceasta, mi-ar plăcea, puneți acolo tot ce nu vă aparține. Nu este numai un război împotriva sufletului, este un război împotriva Duhului. Galateni 5 cu 16 la 17. Dacă puteți pune pe ecran, cunoașteți pasajul, cunoașteți ce apostolul Pavel spune, zic dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. De ce? Mai departe, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și atunci, în ultimul rând, întrebarea este aceasta. Este vreo cură împotriva poftei păcătoase? Ne-a lăsat Dumnezeu așa, fără răspuns? Nu. Este cură, frașii surori, doamnelor și domnilor. Prima cură este aceasta. Păzește-ți gândirea. Luca 12 cu 15. Hai să citim, puneți pe ecran să citim. Luca 12 cu 15. Apoi le-a zis Iisus, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Adică Iisus Hristos vrea să ne aducă aminte următorul lucru. Când cel rău te atacă sau mă atacă, primul atac îl face în gândirea noastră. Tu meriți mai mult. Ai văzut cum nu te-a promovat? Doar ai suficient suporteri în biserică. Biserica putea să te facă până acum vlădică. Director. Îți pune în gând. De ce Biblia spune orice gând îl facem rob ascultării de Hristos? Păzește-ți gândirea. Stai la locul tău, stau la locul meu. Al doilea pas, ca să te poți păzi să nu cazi victimă poftei firii, practică mulțumirea,
Filipeni 4:11. Hai să citim pasajul acesta. Filipeni 4:11. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, zice Pavel, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Iar în 1 Timotei 6:6, același apostol Pavel spune următorul adevăr, negreșit, evlavia, pioșenia, starea de sfințire înseamnă evlavie, însoțită de mulțumire, este un mare câștig, nu o mare pierdere. Cum, tu rămâi tot așa cum ești? Da, rămân așa, îți mulțumitor lui Dumnezeu. Pentru că eu am înțeles ce spune cuvântul Domnului, că dacă mă smeresc sub mâna cea tare lui Dumnezeu, la vremea potrivită, hotărâre de El, El mă va înălța. Dar nu caut înălțarea, ci caut să am un spirit mulțumitor. De ce? Pentru că cei ce sunt nemulțumitori au în cuvântul Domnului revelat acest adevăr despre ei. Pot să cadă victimă învățăturii viacului și religiozității. Și dacă vă uitați bine în ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, și vreau să vă citesc pasajul acesta, vreau să-l punem pe ecran ca să îl auzim. Romani, capitolul 1. Zice așa aici, cu 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, deci nu i-au dat glorie ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, în final spune, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor blestemate. O, Doamne Iisus, ai milă de noi! Când Dumnezeu te lasă pradă minții tale blestemate, când tu vorbești sufletului tău, tu meriți, dar tu ești grozav, dar tu ești din neam mare, tu ești influent, tu ești cineva, tu poți fi ca Dumnezeu. Dumnezeu te lasă minții tale sau minții mele blestemate. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, spune, i-a lăsat pradă minților blestemate să creadă o minciună. Vine și o vreme când Dumnezeu își va lua mâna de peste omenire și va lăsa pe oameni să creadă o minciună. Minciuna este aceasta, să creadă că Anticrist este Mesia. Iar în vremea aceasta, pentru că nu i-au mulțumit, spune în versetul 24 din Romani 1, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Și versetul 28 și 29, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Deci nu te faci mai bun, ajungi nelegiuit. De curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Plin de pismă, plin de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați,
fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Asta este marele necaz. Că știu că nu fac bine. Totuși ei, nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Își fac prieteni pe cei care sunt rebelioși ca ei, neascultători ca ei, uneltitori ca ei, obraznici ca ei. Doamne Iisuse, ai milă de noi. Cuvântul ne spune să nu, dar ne spune și să cum. Să ieșim din încurcătură. De aceea, cred că și în seara aceasta, în aceasta a 10-a și ultima poruncă din decalog din cele 10, Dumnezeu ne-a vorbit pericolul poruncii, deci este o problemă internă cu mine însumi. Este singura poruncă care se ocupă de aspectul acesta intern. Ca să putem să trăim și să nu ne rebeliem împotriva lui Dumnezeu.